scene șocante pe stadionul echipei de fotbal Dunărea din Călăraș. Un bărbat a fost înjunghiat în urma unei altercații care a avut loc miercuri seara. Doi bărbați s-au luat la ceartă. De la cuvinte grele la violență fizică nu a fost decât un pas. Unul dintre bărbați a scos cuțitul, l-a înjunghiat pe celălalt și a fugit. Agresorul are între 19 și 25 de ani, iar în momentul atacului purta un hanorac de culoare albastră. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. În acest caz a fost deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate motivele care au provocat incidentul.